loc mai există și finalul plajei și e mai pe placul, adică mult mai liniștit. Centrul plajei e foarte aglomerat și nu-mi place așa aglomerat. Aici e mai liniștit, e mai cât de cât mai puține lume. Aici, în locul ăsta unde m-am așezat acum, nu e chiar nimeni. Poți să găsești așa, dacă vrei mai liniște, să te retragi undeva mai singur pe plajă. Vreau să merg prima dată la plaja Corbu, că am înțeles că acolo e mai sălbatic, nu știu ce, că e mai liniștit. Se ajunge foarte greu. Dacă mergi cu tren și transportul comun, improvul de ceva, chiar și cu mașină se ajunge foarte greu. Pentru că e drumul foarte prost la un moment dat. Și a pus cineva, v-am zis, pe YouTube o filmare recentă și arăta că e plaja full. A fost o plajă pustie, a fost la un moment dat foarte mediatizată și lumea deja a început să cunoască și se duce foarte multă lume acolo. Așa că n-are rost să te complici, vii cu trenul aici, mergi 10-15 minute pe jos și ai ajuns la plajă.
nu mai am foarte mult și o să mă îndrept către tren, să merg înapoi în București. Am tren la 18:35. Este ceasul 17:03. O să spun că na, pe plajă stai ce stai, dacă sunt și singur, te cam plictisești. Pe munte mai urci, mai vezi cu totul altfel de peisaje, se schimbă peisajul. Aici vezi cam același peisaj. Practic, e frumos, dar te cam plictisești la mare. Nu știu cum pot să stai alții câte 6 zile, nu știu. Bine, dacă ești într-un grup mai mare de prieteni, e distracția.